Evident că în blocurile ANL, în blocurile sociale, lucrările se execută în rit susținut, dar când ești acasă, poți să îți creezi și alte surse de încălzire alternative. Ai un aragaz, ai un calorifer, pui o pătură pe tine sau pui o haină. Deci n-aș vrea să, totuși, să dramatizăm, v-am spus, situația mult decât e cazul. Da, da, nu știu ce a fost. Astăzi primarul a recomandat locatarilor din ANL-uri să mai dea drumul la calorifer, să mai pună pătură. Prea absurd, adică cum să recomanzi așa ceva? Poți să recomanzi să faci încât să poate, dar repede să repara în greșeală, e o greșeală asta, adică nu poți să zici, dar bineînțeles, e problema dânsului, nu? Mi se pare ceva, să spui așa ceva la lume, un cuvânt la locul lui, nu știu. Evident că în blocurile ANL, în blocurile sociale, lucrările se execută în rit susținut, dar când ești acasă, poți să îți creezi și alte surse de încălzire alternative. Ai un aragaz, ai un calorifer, pui o pătură pe tine sau pui o haină. Deci n-aș vrea să, totuși, să dramatizăm, v-am spus, situația mult decât e cazul. Nu. Practic acum răbdați de frig. Ce să fac? Uite, nu îmbrac așa mai gros. Da. Ce să facem? Asta e, n-are nici col de căldură, nu mai rezolvă nici cu câini, nici cu toate astea. Suntem, nu știu, foarte greu o ducem, să știți. Am ars și cratița asta pe foc. Azi, nu uitați așa cum chinuie. Puneți cratița pe foc. Că mai scoate căldura din ea. Uitați-o. Asta e. Uitați cum n-am îndrăgat atâta la mine, am strâns. Că mă cigăiește. E frig rău. Frig, am luat și pe deal, am strigat-o în sus. Că bătea vântul și mie, uitați, mi-a trezit asta. La căldură de 13 ani. Mă scol noaptea, mă încălzesc, uitați, sticle cu apă. Așa încălzesc și pui astea pe lângă mine cald, așa. Evident că în blocurile ANL, în blocurile sociale, lucrările se execută în rit susținut, dar când ești acasă, poți să îți creezi și alte surse de încălzire alternative. Ai un aragaz, ai un calorifer, pui o pătură pe tine sau pui o haină. Deci n-aș vrea să, totuși, să dramatizăm, v-am spus, situația mult decât e cazul. Și în cap și dorm, păi, ce să facem? Asta e, uite, poftiți în dormitor ca să vedeți cum este. Așa stați lângă calorifer. Eu nu văd decât cu un singur ochi, domnule. Și am făcut la primar nu știu câte, cere. E greu, domnule, să ajungi la 80 de ani și să nu ai... Căldură. De ce au stricat termica? Care era problema? Tot ei au furat, nu? Păi... Tot i-au furat și acum... Și acum vă recomandă să vă îmbrăcați. Și noi ne recomandă, uite să vă arăt cu câte sunt îmbrăcată. Pe aici am vreo 3. Am înțeles. Cu pantalon, cu ce am pe mine, și cu vestă, și cu... Am înțeles. Greu. Să ajungă și el să dea Dumnezeu la 80 de ani și să fie singur, să n-aibă ce pune pe masă și să nu... Și vecina mea la fel. Și ea tot așa se încălzește cu un calorifer. Pun peste plapul, mă, pătura asta, ca să fie un pic mai cald, pentru că altfel îngheț de frig. E frig noaptea? Păi e foarte frig, sigur că, dar mai ales că a scăzut temperatura afară. Dar ei nu văd, domnule, cine are, nu vede pe ăla care nu are. Bani de centrală eu n-am să-mi pun. Așa că, ia, voi mai ieși și din iarna asta, să depășesc 80 de ani. Ce-o mai fi după, o vedea.